2 Cronici 25, versetul 1. Amația a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui Dumnezeu. Când s-a întărit domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul tatăl său. Dar n-a omorât pe fiilor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta. Să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Amația a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părinților, după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute pentru Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300 de mii de oameni aleși în stare să poarte armele mânuind sulița și scutul. A mai tocmit cu plată din Israel 100 de mii de viteși, ăștia-s mercenari, cu 100 de talanți de aur. Cam 17 dolari de persoană. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și i-a zis: Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Amația a zis omului lui Dumnezeu: dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns: Domnul poate să-ți dea mai mult decât atât. Atunci Amația a despărțit ceata care venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu mare furie. Amația s-a îmbărbătat și și-a dus poporul în Valea Sării, unde a bătut 10.000 de oameni din fiii lui Seir. Și fiii lui Iuda au prins din ei 10.000 de inși vii, pe care i-au dus pe vârful unei stânci, de unde i-au prăvălit în vale, așa încât toți au fost drobiți. Însă oamenii din ceata căreia i-a dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el, au năvălit în cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bet Horon, au ucis acolo 3.000 de inși și au luat multe prăzi. Când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, a adus pe dumnezeii fiilor lui Seir și i-a pus dumnezeii pentru el. S-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Amația și a trimis la el un proroc care i-a zis: pentru ce ai căutat pe dumnezeii poporului acestuia când ei n-au putut să-și izbăvească poporul din mâna ta? Pe când vorbea el, Amația i-a zis: oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând: știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat de sfatul meu. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru, te rugăm în numele Domnului Iisus și în această seară să dai hrană poporului tău. Amin. Doamne, știu că suntem flămânți după tine și suntem însetați după tine. De aceea, așa cum cerul dorește izvoarele de apă, și noi în această seară dorim și te rugăm să ne vorbești. Amin. Duhule Sfânt, te rog să mergi de la inimă la inimă și ceea ce nimeni nu poate să facă în viața oamenilor, fă tu în această seară. Doamne, te rugăm să dai o direcție nouă vieților noastre. Te rugăm să dai inimilor noastre, Doamne, bucuria și pacea de care are nevoie și tuturor celor ce sunt păcătoși aici, în numele Domnului Iisus, Tată, te rugăm să le dai iertare.
Însă ajută-ne pe toți să fim ascultători de Tine, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Amația, împăratul despre care am citit în această seară, este unul dintre împărații cunoscuți ai lui Israel în vremea trecută. Amația acesta însă este un exemplu pentru fiecare dintre noi de un mare și subtil pericol în care ne-am putea afla tocmai în această seară. Când am ajuns la Cronici 25 și am început să citesc cu atenție și să studiez și să meditez asupra acestui pasaj, am rămas uimit. Cheia acestui pasaj se găsește în 2 Cronici, la capitolul 25, versetul 2. Zice așa: Amația a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Și aici este descrierea vieții acestui om și în același timp acesta este marele pericol în care Amația s-a aflat. Marele pericol cu care noi ne confruntăm ca și credincioși este pericolul lui Amația. Păcatul de care a suferit acest împărat al lui Israel a fost o inimă împărțită. Dacă Dumnezeu detestă și urăște ceva, este tocmai o inimă care nu este în totalitatea lui. Pericolul în care s-a aflat Amația, acest rege bun, era un pericol foarte subtil, aproape nedetectabil, pericol însă care în final l-a dus pe el la moarte, la rătăcire și l-a dus și l-a făcut un idolatru în loc să rămână un credincios. Pericolul în care s-a aflat Amația atunci este pericolul în care ne aflăm mulți dintre noi chiar aici în această seară. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi și Dumnezeu să se îndure de națiunea aceasta în care El ne-a așezat. Mesajul și titlul acestui mesaj din această seară l-am numit așa: Când binele doar pare bine. Când binele este rău. Așa este mesajul acestei serii. Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici 25 cu 2 spune: Amația a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era întru totul dată Domnului. Omul acesta la prima vedere a făcut un lucru bun. Și Biblia spune atât de clar că omul acesta a făcut ce este bine înaintea Domnului. Însă Duhul lui Dumnezeu face o remarcă în același verset, în versetul 2, din 2 Cronici 25. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă împărțită. Și ăsta este marele pericol în care ne aflăm fiecare dintre noi în această seară, știți? Când te uitai la Amația, spuneai: băi, ce grozav este ăsta. Și Biblia spune, Duhul lui Dumnezeu spune că El a făcut ce este bine înaintea Domnului, ceea ce făcea Amația dădea bine, dar era rău. Pentru că el îl slujea pe Dumnezeu, dar nu cu toată inima. Și acesta este pericolul în care ne aflăm unii dintre noi în această seară. În locul acesta. Amația, zice cuvântul lui Dumnezeu, a făcut ce este bine înaintea Domnului. Vedeți? Părea bine ce făcea el, dar nu era absolut deloc bine ceea ce se petrecea în viața lui și în inima lui. Din cauza aceasta, când la Domnul Iisus în Noul Testament a venit un cărturar, l-a întrebat: Doamne, care este cea mai mare poruncă? Și Domnul Iisus a uitat spre el și a zis: cea mai mare poruncă este aceasta. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima.
Păcatul lui Amația s-ar putea să fie chiar și păcatul nostru. Omul acesta făcea ce este bine înaintea lui Dumnezeu, însă inima lui nu era toată a lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, cea mai mare poruncă din Vechiul și din Noul Testament este aceasta: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toți mușchii tăi, dar iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta. Doamne, ajută-ne să Te iubim cu toată inima noastră. Doamne, ajută-ne să Te slujim cu toată inima noastră. Pentru că să știți că Dumnezeu n-are nevoie de inimi împărțite. Dumnezeu vrea oameni a căror inimă să-i aparține Lui în totalitate. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă omul acesta a făcut niște mișcări deștepte cândva în viața lui. Și am citit în pasajul acesta câteva lucruri pe care frumoase și foarte bune pe care omul acesta le-a făcut. Numărul 1. Amația credea în Dumnezeu. Asta nu era ateu. Amația credea în Dumnezeu și asta este foarte bine. Dar nici asta nu e suficient să crezi în Dumnezeu. Dar auziți încă un lucru foarte deștept pe care l-a făcut Dumnezeu, pe care l-a făcut Amația. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, dar zice, n-a omorât, tatălui Amația a fost ucis într-o conspirație. Și când Amația și-a întărit domnia, i-a omorât pe oamenii care l-au ucis și au conspirat împotriva tatălui lui, însă nu i-a omorât copiii, pentru că, zice cuvântul lui Dumnezeu, n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, adică în cartea lui Moise, unde Domnul dădea porunca aceasta să nu moară copiii pentru păcatele părinților. Și ăsta este un lucru deștept pe care l-a făcut Amația, a lucrat după cuvântul lui Dumnezeu. Și când oamenii lucrează după cuvântul lui Dumnezeu și cred în Dumnezeul cuvântului, fac lucruri deștepte și au mai făcut încă un lucru foarte deștept și inteligent. Știți ce? În versetele 7 și 9 din același capitol 25 din 2 Cronici, Biblia spune că un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis: împărate, să nu meargă armata asta toată cu tine la luptă, că Dumnezeu nu-ți va da victoria dacă tu te bazezi pe mercenari și pe armată. Tu, împărate, trebuie să te bazezi numai pe Dumnezeu. Și ce și-a făcut Amația? A ascultat de predicatorul lui Dumnezeu. Și ăsta a fost un lucru teribil de inteligent pe care l-a făcut Amația. A crezut în Dumnezeu, a lucrat după cuvântul lui Dumnezeu și numărul 3 al lucrului inteligent este că a lucrat după omul lui Dumnezeu, după omul pe care Dumnezeu l-a trimis la Amația. Asta este în prima parte a capitolului 25. Însă vă rog să observați un lucru pe care trebuie să-l învățăm toți în această seară. Nu-i suficient înaintea lui Dumnezeu și raportat la Dumnezeu. Nu-i suficient doar să asculți de Dumnezeu din când în când și acolo doar unde îți convine ție. Ci Duhul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu vrea să ascultăm de El tot timpul. Din cauza aceasta am spus că nu-i suficient să crezi în Dumnezeu, trebuie să te și supui cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. De aceea, dacă ești în această seară, în locul acesta, și crezi în Dumnezeu, ai o bilă albă, dar nu-i suficient. Dacă ai ascultat de cuvântul lui Dumnezeu în câteva aspecte ale vieții tale, este grozav, dar nu-i suficient. Dacă ai ascultat chiar de robul lui Dumnezeu, din când în când e bine, dar nu-i suficient de bine, pentru că lui Dumnezeu nu-i place să asculți de El doar din când în când și cu intermitență, ci lui Dumnezeu îi place să asculți de El toată viața ta și cu toată inima ta să-L iubim pe El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amația suferea de ascultare parțială. Și când un om ascultă de Dumnezeu doar parțial, ăsta este semn rău. Când doar asculți de Dumnezeu acolo unde îți convine ție, nu-i semn bun. Pare bine, dă bine, dar este prost în final, așa cum s-a întâmplat cu împăratul Amația. Pericolul cel mai mare
Și pericolul cel mai subtil în care am putea să ne aflăm fiecare dintre noi, sau unii dintre noi în această seară, știți care este? Să-L iubești pe Dumnezeu, dar nu din toată inima. Să-L asculți pe Dumnezeu, dar numai acolo unde îți convine ție. Exact așa a făcut Amația în prima parte a vieții sale. Există un verset foarte important în Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 2, Maria, mama Domnului Iisus Hristos, era la nuntă și spune un lucru foarte important slugilor. S-a terminat vinul la nunta din Cana Galilei, nu mai aveau vin și au zis ce spune Maria slujitorilor, ospătarilor, zice așa. Mama lui Iisus a zis slugilor să faceți orice vă va zice Iisus. Asta este credința adevărată. Asta este creștinism adevărat. Să faceți orice vă va zice El, Iisus Hristos. Este atât de important să înțelegem adevărul acesta, să facem orice, adică să facem tot ce ne spune Iisus Hristos. Amin. Nu-i suficient să asculți, să faci câte o mișcare deșteaptă, știi? Să ai câte o sclipire din asta spirituală și să zici, nu, astăzi am ascultat de Dumnezeu. Nu, dacă ai început să asculți de Dumnezeu, înseamnă că trebuie să ascultăm și să asculți de Dumnezeu toată viața ta, pentru că asta este binele tău suprem. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amația este istoria unui bărbat care a început bine, dar a terminat foarte prost. Pentru că el a ascultat de Dumnezeu cu intermitență. Amația este istoria unui om care n-a vrut să asculte de Dumnezeu. Și că nu vrei să asculți de Dumnezeu, începi o progresie în coborâre. Că nu vrei să asculți de Dumnezeu, începi un progres al regresului. Și exact asta s-a întâmplat cu omul acesta care a ascultat și a făcut câțiva pași deștepți în viața lui la început, dar după aceea a gafat-o în fiecare moment al vieții lui și a început să coboare tot mai aspru și tot mai într-un picaș tot mai mare. Auziți ce s-a întâmplat? S-a dus la luptă, i-a bătut pe domniți, dar i-a bătut bine și capitolul acesta este foarte sadic și foarte sângeros. Nici nu putem să ne imaginăm să iei prizonier 10.000 de oameni și pe urmă să-i arunci 10.000 de oameni de pe stâncă și să moară în căderea lor, să se drobească de stâncă. Ei erau foarte sadici, foarte cruzi, foarte sângeroși. Însă auziți, după ce a venit de acolo învingător, după ce a bătut pe oamenii din Seir, etomiți erau aceștia, auziți aici. Când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, auziți acum, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și a pus Dumnezei pentru el. S-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. A știut că face rău. Omul acesta a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, a cunoscut ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar după ce a înfrânt pe edomiți, atenția a fost atrasă de idolii edomiților, i-a luat în sacul lui, i-a pus pe rucsacul lui și pe cămilă și i-a dus în Ierusalim și a început să se închine lor. Și ceea ce mi se pare atât de grav, știți care este adevărul acesta și lucrul acesta, a reușit să înfrângă militar pe dușmanul lui. Însă ceea ce mi se pare atât de grav și atât de groasnic este că înfrânții în final au reușit să-l înfrângă pe el. Edomiții n-au reușit să-l înfrângă pe Amația cu putere armată. Însă Amația a luat zeilor și i-a dus în Ierusalim și a fost ispitit de ei, a fost înnebunit de zei aceia și a început să se închină lor. Ei, înfrânții l-au înfrânt pe Amația. Pentru că așa se întâmplă când nu-i dai lui Dumnezeu toată inima ta.
Să știți, creștinismul și mântuirea, creștinismul lui Iisus Hristos, este o religie radicală. Amin. Adică lui Dumnezeu trebuie să-i dai toată inima ta, nu doar bucățele. Dumnezeu n-are nevoie doar de 50%, de 70% sau de 90%, pentru că Dumnezeu știe ce se întâmplă în momentul când nu-i dai lui toată inima ta. Știi? Este bine că îi dai lui Dumnezeu 50%, dar bine în acela este un mare rău. Și rugăciunea mea pentru mine, pentru familia mea și pentru noi toți care suntem aici în această seară, este să-i dăm lui Dumnezeu toată inima noastră. Nu te opri, dragul meu, doar la 50, 70, 90%, pentru că o să te duci în jos. Toată inima ta trebuie să-i o dai Domnului, dacă vrei să fii mai mult decât biruitor. Știi de ce? Dacă nu-i dai toată inima Domnului, ai toate șansele să pățești ca mația. Pare de necrezut ceea ce s-a petrecut. Acest om care a fost învingător, acest om care a biruit, omul acesta care a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, a ascultat de vocea robului lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, prorocul acela, de data aceasta face niște lucruri incredibile, sunt de necrezut. Cum a putut să se petreacă așa ceva în viața unui om care a fost atât de binecuvântat de Dumnezeu? Cum a putut amația să facă un lucru atât de îngrozitor încât să ia Dumnezeii etomiților, să-i ducă la el acasă, să-i ducă în templu, să-i ducă acolo în Ierusalim și să înceapă să se închină? Cunoștea legea lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu interzicea idolatria. În Deuteronom, la capitolul 5 cu 7 și în Exod, la 20 cu 3, Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu te închini niciunui chip cioplit. Și exact asta a făcut Amația. Omul acesta, într-un mod foarte subtil, a fost înfrânt de oamenii pe care i-a înfrânt. Și exact așa lucrează diavolul. Când un om începe bine, face lucruri bune, dar toată inima lui nu este a lui Dumnezeu. Și rugăciunea mea în această seară este, Doamne, vrem să-ți dăm ție toată inima noastră. Amin. Pentru că dacă îți dăm doar o bucățică din ea, sau îți dăm doar majoritatea și mai rămâne acolo un loc pentru diavolul, am încurcat-o, pentru că în final vrășmașul ne va pune piedică și ne va distruge pe fiecare dintre noi. Și cum suntem unii dintre noi? Suntem dispuși și putem, prin Harul lui Dumnezeu, să înfrângem unele păcate. De exemplu, prin Harul lui Dumnezeu înfrângem curvia și asta este extraordinar. Dar fii atent. Ai reușit să înfrângi păcatul acela urât, rușinos, josnic, curvia. Dar vreau să te întreb, dar ai înfrânt mânia? Degeaba, adică nu-i degeaba, nu-i degeaba, dar ăsta este jocul de cuvinte. Degeaba ai înfrânt doar curvia dacă n-ai înfrânt și mânia. Pentru că Biblia spune că supărarea și mânia duce numai la rău. Adică trebuie înfrântă la omorât ăla, dar trebuie omorât și celălalt. Adică toată inima mea trebuie să fie a Domnului dată. Amin. Știți cum a pățit Amația? A fost înfrânt de oamenii pe care i-a înfrânt. Și asta este foarte ciudat. Foarte ciudat. I-a luat Dumnezeu. Și asta a fost cea mai mare greșeală, de una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut omul acesta care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. A fost fascinat de idolii Edomului și și-a închis ochii la cuvântul lui Dumnezeu, la regula cuvântului lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu pe care o cunoștea. Nu știm cum s-a întâmplat lucrul acesta, dar cumva Amația nu și-a mai măsurat acțiunile cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci a început să coboare. Vedeți? Etalonul pentru fiecare privire și faptă pe care noi o facem și gând este aici. Amin. În momentul când nu ne mai consultăm cu cuvântul lui Dumnezeu, o încurcăm. Și o încurcăm unul de tot. Eu astăzi am încurcat. Am plecat de aici și am tăiat linia dublă.
Și în spatele meu poliția. M-au luat, m-au dus acasă cu mașina poliției. Când m-a văzut hostia mea în mașina poliției, a zis, ar trebui să-ți fac o poză. Însă știți, în momentul când nu ne mai conducem acțiunile după cuvântul lui Dumnezeu, pățim ca amația. Pățim ca amația. O îmburgăm. El nu s-a mai consultat, a fost înnebunit și fascinat de idolie Domnului și cumva amația nu și-a mai măsurat acțiunile cu cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când acționez, dar nu mai acționez în cadrul cuvântului lui Dumnezeu, și ce se întâmplă? Dumnezeu se aprinde de mânie împotriva ta. Și ce a făcut amația? A fost fascinat de idolii Edomului, i-a dus în țara lui, i-a dus în casa lui, i-a dus în împărăția lui și a început să le aprindă tămâie. Și în timp ce amația aprindea tămâie și aprindea jerfe în fața idolilor, Dumnezeu se aprindea de mânie împotriva lui amația. Știți, asta se întâmplă când binele nu mai este bine. Când binele este rău. Și știi când este binele rău? Când îl iubești pe Dumnezeu, dar nu din toată inima. Asta este rău. Dă rău. Și vei ajunge rău. Și va ajunge rău orice om care nu rămâne în cuvântul lui Dumnezeu toată viața lor. A fost ilogic și irațional. Și este ilogic și irațional. Omul acesta a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. A cunoscut legea lui Dumnezeu. Și în ciuda faptului că știa ce zice Dumnezeu și cum trebuie să trăiască, a dus idolii cu el la Ierusalim și a început să le ardă tămâie. Și atunci mânia lui Dumnezeu a început să ardă și ea împotriva lui Amația. A fost ilogic și nebunește ceea ce a făcut. Și vei spune, Domnule, asta s-a întâmplat cu Amația. Oare? Tu știi că trebuie să te pocăiești și totuși nu faci. Tu știi porunca lui Dumnezeu că trebuie să te botezi și totuși nu faci. Nu este asta iarăși ilogic și nu este asta iarăși o nebunie. Amația suferea de păcate de comitere. Tu s-ar putea să suferi de păcate de omitere. Și păcat de omitere înseamnă să nu faci ceea ce Dumnezeu a poruncit să faci. Doamne ajută-ne să nu facem ceea ce Tu ai spus să nu facem. Dar Doamne ajută-ne să facem ceea ce Tu ai spus să facem. Când binele nu-i bine, dă bine, dar se termină rău. Asta este ceea ce am învățat din istoria acestui bărbat care a început atât de bine. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar inima lui nu era toată a Domnului. Asta este când binele, de fapt, devine rău. Este foarte periculos. Dar în partea finală a mesajului meu din această seară, vreau să vă mai atrag atenția la încă un lucru foarte important. Dumnezeu, când a văzut că Amația a fost realmente înnebunit de idolii Edomului, a trimis la Amația un alt predicator. Dumnezeu i-a trimis la Amația doi predicatori. Unul i-a zis, împărate, nu te duce la luptă cu atâția oameni și Amația l-a ascultat. Pe primul predicator, Amația l-a ascultat. Însă au zis, după ce și-a adus idolii ăștia care realmente l-au prins și l-au fascinat, Dumnezeu trimite la el un alt predicator. De asta n-a mai ascultat. Și au zis și spune predicatorul numărul 2, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Amația și a trimis la el pe un proroc care a zis, pentru ce ai căutat? Fiți atenți ce clar îi vorbește Dumnezeu acestui om care realmente era orb, știi? Avea ochi, dar era orb în același timp. Auziți, pe când atunci Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Amația și a trimis la el pe un proroc care a zis, pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia care ei n-au putut să-și izbăvească poporul din mâna ta. În alte cuvinte, Amația a făcut un lucru foarte nebunesc, un lucru foarte prostesc, a luat zeii poporului pe care i-a înfrânt. Niște zei perdanți, niște idoli perdanți, care erau niște losers din ăștia care nu puteau să facă absolut nimic și într-un mod ilogic a început să se închine lor.
Așa lucrează vrășmașul când nu-i dai lui Dumnezeu toată inima. Și în loc ca amația, fiți atenți, Dumnezeu l-a verdizat pe amația. Și în loc ca amația să se supună acestui predicator, acestui proroc al lui Dumnezeu. Și ce spune amația prorocului, predicatorului lui Dumnezeu, pe când vorbea prorocul. Amația a zis, oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să mori? L-a întrebat pe predicator, pe proroc. Prorocul a plecat zicând, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat de sfatul meu. Amin. Auziți, mi se pare că Dumnezeu este atât de bun, este atât de sensibil, bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare, chiar dacă Amația a adus zeii aceia și idolii aceia la Ierusalim și a început să se închine, Dumnezeu totuși îl reavertizează pe Amația. Și eu văd aici bunătatea enorm de mare a lui Dumnezeu, însă Amația a făcut altă greșeală enormă. După ce că a adus idolii și a început să se închină idolilor acelora falși, perdanți, Dumnezeu îl avertizează și trimite predicatorul și Amația respinge mesajul lui Dumnezeu care avea scop tocmai salvarea lui Amația. Dar vreau să spun că Dumnezeu te-a trimis aici în această seară. Tocmai ca să te salvezi. Amin. Dumnezeu ți-a pus pe inimă să vii aici în această seară. Și Dumnezeu mi-a pus mie pe inimă să fiu aici în această seară și să îți aduc mesajul acesta lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune, dă-mi mie toată inima ta. Amin. Dumnezeu îți spune în această seară, renunță la idolii minții tale, la idolii inimii tale, renunță la idolii rațiunii tale, pentru că sunt perdanți. Închină-te doar mie, ia-l-o pe mine, pe cuvânt și eu te voi binecuvânta și te voi salva. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Însă s-a petrecut un lucru incredibil și se petrece încă un lucru incredibil. Cât de surzi sunt oamenii și cât de orbi sunt oamenii atunci când Dumnezeu le vorbește. Și Dumnezeu l-a trimis pe predicatorul ăsta la Amația și a zis, du-te, avertizează-l că vreau să-i mai dau încă o șansă. Și în loc ca Amația să zică, Doamne, iartă-mă, sunt un nebun, știu legea ta și totuși am adus idolii ăștia și am idolii ăștia în mintea mea și în inima mea și în fața mea, în loc să se pocăiască, să se smerească, el rămâne cu inima de piatră și spune, oprește-te, nu te-am făcut eu consilierul meu, oprește-te că dacă nu te omor. Și atunci, prorocul îi spune un lucru foarte important. Un lucru de-a dreptul solemn. I-a dat verdictul. Și i-a dat un verdict foarte solemn. Și a zis așa, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească pentru că n-ai ascultat de sfatul meu. Pentru că eu vorbesc din partea lui Dumnezeu. Și vreau să închei spunând așa. Orice om care aude cuvântul lui Dumnezeu vestit printr-un predicator și nu vrea să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, el își semnează sentința la pierzare veșnică. Dumnezeu în această seară te-a adus în locul acesta și te avertizează. Vino, întoarce-te, pocăiește-te! Și dacă tu ai urechi, dar de fapt ți le-a stup, ai ochi și nu vrei să vezi, și dacă respingi cuvântul pe care Dumnezeu îl transmite în această seară prin mine. Dacă refuzi cuvântul lui Dumnezeu, știi ce înseamnă aia? Că singur îți semnezi sentința la moarte. Dar lucrul cel mai important pe care vreau să-l spun în această seară este următorul și mi se pare atât de superb. Adevărul este acesta. Orice om, oricât de păcătos ar fi fost, oricât de mulți zei ar fi avut în inima lui, adevărul acesta, indiferent cât de adânc a căzut un om, încă există speranță dacă hotărăște în această seară să-l asculte pe Dumnezeu. Amin. Dumnezeu a trimis la Amația un om și a spus, ascultă-mă!
Încă mai există nădejde, oricât de adânc ai căzut, oricât de mulți idoli ai avut, oprește-te, fă-ți timp, gândește-te la mine, întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te și vei avea parte de viață. Orice păcat ai fi făcut până în această seară, în această seară Dumnezeu spune, oprește-te, eu sunt Dumnezeu, ascultă de mine și vei avea viață. Eu nu știu care va fi hotărârea ta. Însă știu că Dumnezeu în această seară te-a avertizat. Și spune, dacă nu asculți de mine, vei muri. Dacă asculți de mine, însă, vei trăi. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al șansei a doua. Este Dumnezeul șansei a treia. Și știi ce s-a întâmplat? Când neascultarea lui Amasia a ajuns la capăt, și ce s-a întâmplat și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuarea textului pe care noi l-am citit, a pornit război. A pornit război împotriva unui tovarăș al lui de acolo, tot din Israel, al lui Ioas. Și ce s-a întâmplat? S-a dus la război împotriva cuvântului lui Dumnezeu și Ioas a făcut o spărtură în zidul Ierusalimului. Așa se întâmplă când oamenii nu ascultă de Dumnezeu, ei produc spărturi enorme în ființa lor și se nenorocesc. Însă când un om ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu îl vindecă. Slavă lui Dumnezeu! Eu în această seară te chem la Iisus Hristos. În această seară te chem la singurul care poate să dea viața. Ascultă de Dumnezeu. N-asculta de ceea ce spune mintea ta, că mintea ta este și limitată și păcătoasă. N-asculta de ceea ce spun sentimentele tale, pentru că sentimentele tale sunt foarte instabile. Ascultă doar de ceea ce spune Dumnezeu și vei fi binecuvântat, vei fi eliberat, vei fi iertat și vei fi salvat. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea acum să ne ridicăm și să încheiem seara aceasta cu rugăciune. Însă adu-ți aminte, oamenii care resping pe Dumnezeu refuză să asculte de predicatorul lui Dumnezeu. Oamenii care îl primesc pe Dumnezeu au hotărât să asculte de omul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. Fă și tu așa. În această seară spune, Doamne, eu am hotărât ca de azi înainte să ascult de Tine. Doamne, eu am hotărât ca din această seară toată inima mea să fie a Ta. Doamne, am hotărât din această seară să renunț la toți idolii care i-am avut. Pentru că oricum sunt perdanți. Singurul care este viu și domnește în veci și rămâne în veci este Iisus Hristos, glorie Lui. Amin. Și noi la acest Dumnezeu vă chemăm în această seară. Amin. Să te chem să-i dai Lui toată inima ta. Poate că până acum ai avut sclipiri și ai făcut lucruri superbe, așa ca Amasia. Dar nu te opri doar la a face ceva din voia lui Dumnezeu. Fă toată voia lui Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu până la capăt. Amin. Și așa vei avea vindecare, vei avea viață, vei avea binecuvântarea după care tânjești. Așa Dumnezeu îți va ierta păcatele primindu-L pe Domnul Hristos în inima ta și, pe urmă, ascultând de tot ceea ce spune Iisus, pocăindu-te, botezându-te și, pe urmă, rămânând în cuvântul lui Iisus Hristos. Așa vei fi iertat. Așa vei primi pace în inima ta. Asta înseamnă că ai primit cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă că ai hotărât să îi răspunzi lui Dumnezeu pozitiv. Nu fă ca Amasia. Nu uita mesajul meu din această seară, pentru că Dumnezeu ți-a vorbit prin mine. Nu respinge cuvântul robului lui Dumnezeu și al prorocului lui Dumnezeu. Pentru că te vei auto-nimici. Primește cuvântul lui Dumnezeu din acea seară și vei primi viață în numele Domnului Iisus. Amin. Așa să rămânem câteva momente în rugăciune în această seară. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este atât de clar. Cuvântul Tău este atât de serios. Cuvântul Tău însă este viață pentru fiecare dintre noi. Amin. Și Doamne, în această seară, în locul acesta, sunt copii de pocăiților care, ca și Amasia, cunosc cuvântul Tău, dar până acum n-au vrut să-L practice. Doamne, deschide-le inima. Trezește Duhul lor, Doamne. Și dale și lor harul să se supună Ție, tocmai pentru a primi viață. Sunt aici bărbați și femei care dacă ar muri în acest moment ar ajunge în iad. Dar Doamne Iisuse, Tu iartă-ne de păcatul acesta al inimii împărțite să Te iubim și pe Tine, dar să iubim și păcatul. Iartă-ne. Iartă-ne că Te iubim și pe Tine și iubim și valorile din lume. Iartă-ne. Iartă-ne că Te iubim și pe Tine și iubim și eu-ul nostru
Și desi ori ascultăm de euul nostru, iartă-ne. Doamne, mulțumim că ești Dumnezeu și mulțumesc că ne-ai vorbit în această seară. Și pentru că ne-ai vorbit, îți mulțumesc că noi am primit cuvântul Tău. Și te slăvesc că tot ce vor primi cuvântul Tău în inima lor și îți vor da ție toată inima lor, vor pleca de aici iertați, vindecați, mântuiți pentru totdeauna. Slavă Ție! Amin. Și așa să rămânem în rugăciune cu ființa plecată. Și dacă vrei și tu să treci de partea Domnului, dacă vrei să-i dai toată inima ta Domnului Iisus, dacă vrei să fii curățit în sângele Domnului și dacă vrei să asculți de Dumnezeu pentru a primi viață, pentru a primi vindecare, roagă-te după mine această rugăciune. Tu cu gura ta înșoaptă, roagă-te după mine această rugăciune și rugându-te puneți toată încrederea în sângele lui Hristos și în cuvântul lui Dumnezeu. Roagă-te, dacă vrei cerul, dacă vrei iertarea, dacă vrei să te supui de acum Domnului, El îți va da putere. Roagă-te tu cu gura ta și spune așa: Doamne Iisuse, mulțumesc că mi-ai vorbit, am înțeles cuvântul Tău și îl primesc în inima mea. De acum înainte, toată inima mea este a Ta. Inima mea de acum nu mai este împărțită, ci îți aparține Ție în totalitate. Spală-mă în sângele Tău de orice păcat. Fie-ți milă de mine, păcătosul. Iartă-mă. Și Tată, prin Duhul Sfânt, mulțumesc că de azi înainte mă ajuți să te iubesc cu toată inima mea, să ascult de tine cu toată inima mea și să te urmez pe tine toată viața mea. Te laud că ai venit în inima mea și mi-ai iertat toate păcatele. Te slăvesc că ești Dumnezeul inimii mele în totalitate. Slavă Ție! Amin. Rămâne încă câteva clipe în rugăciune. Dacă te-ai rugat așa, te rog, ridică și o mână sus. Dacă te-ai rugat așa. Amin. Amin. Mai este cineva? Copiii pocăinților, Domnul vă cheamă și pe voi. Tu știi cuvântul lui Dumnezeu. Nu uite împotrivi. Astăzi este seara mântuirii tale. Tu care ai venit pentru prima oară sau două oară astăzi aici, sau până acum aici, Dumnezeu vrea ca toată inima ta să-i aparține Lui. Dă inima ta în această seară. Și vei face cel mai înțelept lucru pe care l-ai făcut vreodată. Mai e cineva care vrea de acum să se predea total cu toată inima lui Domnului? Ridică și Domnul. Doamne, Tu ești Dumnezeul inimilor noastre și Tu vezi tot ceea ce se petrece în viața noastră. Mulțumesc pentru cei ce au îndrăznit să ridice o mână spre Tine și de fapt și-au dat Ție toată inima lor. Primește, Doamne, jertfa lor.